Da. 7417. Ia respectivă. Da. 7417. 7417 ori 4 pe 11. Și acum, înainte de a face mulțirile, urmărim dacă se face ceva să schimbe. Sus, jos, aici. Acolo nu știu dacă se putea să... 7, 6, 7, 5, 9, prin 3, dar s-ar putea, 7 și cu 4, 11, 12 și cu 7, 19, nu sunt 4. Da, uitați acolo, 6,750 cu 4. Așa, da. Prin cât? Prin 4. Dar 50, nu, mai nu știu. Prin 4 mi-e teamă. Prin 4, 2, 4. Prin 2, prin 2. Tu te gândești prin 4? Nu, nu se poate. Pe parcă o să facă. Putem zic la 2. Și atunci, aici rămâne 2. Și aici vine 3. Așa cum nu fac 117 și se bat la 2. Nu, 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 spuneți că vreți să facem noi. Hai. Deci, 3. Am făcut la asta aici. 1125. Ce face? Nu, nu. 1125 de împărțeală. 3125. 2125. Împărțiți 6.000, că mai ce împărțiți la 2. Da. Împărțiți 6.000. Ai 6.000 împărțiți la 2, îți fac copii. E 3.275. Nu, e 375. 375. 75. Da, și ce mai faci? Ia să mă întreb acum. 2 pe 11. Ce mai faci să vă simplificare? Nu. 3.5. Poate e asta pe 11. Am înțeles. Da, să fie și asta. Oinei. Nu, nu, nu. Nu merge, dar trebuie făcut efectiv dacă merge sau dar nu merge, da? Nu merge, și cât facem, ia să mulțim și asta. Acum am mulțit cu 2. 7417 ori 2. Cât? 7417 ori 2. Și faci 7 ori 2. 7 ori 2. Nu spune, nu spune, nu spune. 1400... 14.834. 14.834. Supra. Mi-e să fie greu. Supra cât? Asta zice că e supra cât? Păi mulțiți-vă copiii! 3.375 ori 11. Cât? 3.375 ori 11. E cam plecnat. Cât? 3.000... 37.000. Bun. 37.000. 120. Și așa pare. Da, da. Exact. Asta e adevăr. Întrebarea este, este această fracție ireductibilă? Da. Da. De ce? Dar nu se mai poate pentru mine. Nu? Că ai acolo o să putea împărți prin 5, dar la... E, dar prin 3, se... prin 3 am calculat. Dar prin 3, nu. Nu, nu, nu se poate prin 3. Prin 2, prin 3, prin 4, prin 5, 6, 7, nu poate... Prin 8, nu, prin 9... Deci nu se poate, e... Dar cum ai jucat numele prime? Nu... Prin 7, prin 11... Prin 11... N-am mers. Dacă nu mers, atunci nu mers. Da? Nu mers, dar prin 13, prin 17, prin 19. Deci căutăm numele de prime până în 10. Pe unul din ei îl luăm. Păi da, eu am luat pe ei, că l-am mai. Și când hotărâm că este fracție reductibilă? Când ajungem la numărul la împărțire, când ajungem la un cât care este mai mic decât împărțitorul,
atunci profitația aceea este ireductibilă. Da, deci ce am vrut eu prin neregistrul ăsta? Hai să vedem ce am vrut să fac asta prin neregistrul ăsta. Am vrut să povestești tu ce crezi tu că am verificat pe neregistrul ăsta. Atunci când apare un amestec de fracții ordinare și fracții zecimale, periodice, simple sau mixte, ești mult mai... N-ai altă variantă, mai ales că în apar periodice, simple sau mixte, n-ai altă variantă decât să duci în fracții ordinare. Și după ce am intrat în fracții ordinare, am vrut să văd dacă știu să facem operații cu fracții ordinare. Adică adunarea, cred că asta adunarea și scădere de sau și în aceeași lucruri. La mulțire numărătorii 3 și numitorii 3 ei. La împărțirii prima cu a doua inversată. Deci am o urmărit operație cu fracții ordinare, da? Da. Și încă ceva, și ordine efectuării operațiilor. Da. Deci a fost un moment dat când am avut de făcut aici împărțirea asta și era tentat să facem adunarea asta, ori nu? Facem întâi, știm bine, toate regulile de până acum se păstrează și la ultima numelor raționale. Deci se păstrează și acele reguli care știam. Dacă ai fost paranteze, facem întâi paranteze, rotul de paranteze din drept, da? Și așa, mai departe. Da. Bun. Mai... Bravo, dar cum faci de tine? Mă doi mult energizat. Nu știu, ce vrei cu vacanță. Am înțeles. Din bucurie, că scapă de tot. Nu, mai au 5 minute. Facem sintezul sau... Sintez. Vreți să mai facem repetiția ta? Nu. Dar nu ne-am șunge, că ne-am luat mult. Eu am venit super de ori și mi-am luat. Ia să vedem ce am făcut pe ceva. Sinteza. Transformarea fraților. Da? Transformarea. Fracțiilor. Transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare. Operații cu fracții ordinea efectuării operațiilor. Da. Și ce trebuie reținut, iarăși foarte important, ori de câte ori avem un amestec de fracții decimale și fracții ordinare, trebuie să trecem numai în fracții ordinare, ca să putem lucra, da? Deci, aceste lucruri trebuie să bine știute. Deci, transformarea trebuie știută. Operații cu fracții ordinare, cum se face adunarea, scăderea, mulțirea, împărțirea. Și fracții ireductibile. Tot timpul avem grijă ca să nu lucrăm cu fracții. Niciodată să nu venim în fața ochilor fracții ireductibile. Exact. Fracții ireductibile. Ireductibile. Fracții. Ireductibile. Deci lucrăm cu fracții ireductibile. Da. Așadar, ne oprim aici. Sunt la